cât de tare e să stau și să mă văd în monitorul de control care în sfârșit funcționează, funcționează, funcționează. Încă mai am de pus la punct câteva lucruri în ceea ce privește, bă, să mă învăț și eu cu tehnologia asta care nu e, frate, atât de grea. Totuși, 27 de ani, suntem în 2021, la mulți ani, apropo, tuturor. Sunt like la a treia cafea pe ziua de astăzi. O să încep prin a vă spune că tocmai ce am venit de la sală și am avut o zi, da, Oana, mai uită-te puțin în monitor de control, vezi, te vezi, bă, te cam vezi și te vezi bine, ator aparatul ăsta e tuții. Astea sunt gândurile mele, în fine. Am venit de la sală, am avut o zi super mișto azi. De o parte, pe de altă parte, nu e așa mișto, o să vă zic imediat de ce nu e așa de mișto. Am avut o zi mișto pentru că am terminat în sfârșit vocile pentru cel de-al doilea episod de Radu Niada și treaba asta mă încântă foarte tare. Așa e mișto ziua, mai puțin mișto este că am făcut picioare și da, picioarele sunt într-adevăr grupa mea musculară preferată, dar totodată sunt și cea mai grea grupă pe care eu o fac sau am făcut-o vreo dată. Așa. Și cum vă spuneam că este cea mai grea grupă pe care eu o fac, deși o ador, 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 ador picioarele, mi se pare într-adevăr cea mai grea grupă musculară pe care o pot face vreodată. Astfel că în viață, de cele mai multe ori, lucrurile care sunt cele mai grele sunt și cele mai folositoare. Așa vă spun și eu că sunt Oana Radu și vă pup și vă îmbrățișez cu drag pe toți. Astăzi este o zi tristuță pentru că este vineri și pentru că soțul meu a plecat fără mine la București. Eu sunt în Craiova și mă simt tare tristă și tare singură. A plecat pentru că a avut ceva treabă, a avut ceva de rezolvat acolo mai repede. Eu am mai avut și încă mai am puțin tică treabă în Craiova și am zis, bă, trebuie să termin, să rămân, să îmi termin treaba, cum nu o făceam de obicei, dar v-am zis că vreau să evoluez și vreau să schimb la mine anumite lucruri și am simțit nevoia să demonstrez că vreau o schimbare și da, am rămas aici să îmi termin treburile. Important de știut, important de lămurit este că discuția pe care o vom purta astăzi vreau să fie una cât se poate de constructivă pentru voi toți, cât se poate de sinceră, o să fie un chit chat pe care vreau să-l port cu voi, este un story time despre cum am reușit să slăbesc peste 100 de kilograme. Întrebarea e ușor tricky și după ce trecem de subiectul ăsta o să vorbesc și despre planurile mele de viitor și totodată vreau să discut cu voi și să vă răspund unora dintre voi pentru că ați avut foarte, foarte multe întrebări pentru mine pe care mi le-ați adresat pe Instagram și eu o să vă răspund tuturor pentru că așa este frumos și așa este respectos și o să vă răspund absolut tuturor mesajelor. Bun, înainte să încep, o să vă rog tare mult să îmi dați un follow și pe Instagram, aș vrea să devenim și acolo prieteni, eu sunt Oana Radu, mă numesc, găsiți Instagramul meu, este un Instagram cu bifă, găsiți în description box linkul către el, de asemenea o să vă rog tare, tare mult, dacă vreți să fim prieteni și aici pe YouTube, să apăsați butonul de subscribe și dacă vreți voi și vă place, butonul de like pe mine m-ar ajuta mult și știu că ar ajuta foarte mult și canalul să, nu știu, fie mai vizibil, crească, habar n-am. Mergem mai departe, sper că nu am cafea pe buze și o să încerc să-mi formulez ideile cât se poate de concis, cât se poate de pe scurt. Știți că mi-mi place să vorbesc mult, dar o să încerc să vă spun așa puțin câte puțin din povestea mea. Toată viața mea m-am luptat cu kilogramele în plus, am fost grasă de mică și treaba asta cu food addiction la mine era și este cât se poate de reală, adică este un subiect real pe care eu îl trăiesc și pe care l-am trăit timp de 27 de ani. Mă rog, 26. Nu am făcut sport niciodată până anul trecut, acum 2 ani în, iertați-mă, până acum 2 ani în noiembrie când am început antrenamentele cu Cătălin, soțul meu. Of, și tare, 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 tare mult și tare greu a fost pentru mine. Toată viața mea am fost sedentară, toată viața mea mi-am găsit fericirea și bucuria în mâncare, toată viața mea am găsit o alinare în mâncare, un loc în care să mă ascund, un loc în care să, nu știu,
imediat. Un loc în care să pur și simplu îmi găsesc fericirea. Ceea ce e total greșit și știu că ne luptăm fiecare dintre noi cu asta, pentru că dacă vă uitați și voi la acest episod, înseamnă că da, și voi vă luptați cu asta. Păi și am ajuns în 2013 când l-am cunoscut pe Cătălin, asta e faza foarte tare, l-am cunoscut pe Cătălin și eram prieteni. L-am cunoscut întâmplător, în fine am mai spus-o cum l-am cunoscut și că eu mâncam și el era la o întâlnire cu un prieten care venise să o vadă pe o fată, în fine, trecem peste. Eu mâncam și el m-a întrebat de ce mănânci, bla bla, atunci el m-a motivat să slăbesc pentru prima oară, adică m-a ambiționat foarte tare el ca om, să fiu sinceră, mi-a și plăcut de el în momentul ăla, mi-a plăcut de el, dar el nu a plăcut pe mine pentru că aveam 121 de kilograme. Bă, și treaba asta și faptul că el mi-a dat niște exemple și faptul că l-am văzut că el arată atât de bine, pentru mine a fost declicul acela de care eu practic aveam nevoie ca să reușesc, ca să mă motiveze și am slăbit. Nu vă spun cum am slăbit prima oară, am slăbit în 8 luni de zile prin înfometare, am slăbit aproape 60 de kilograme, am slăbit într-un stil complet greșit, pielea mea atârna. Deci îmi pare rău să spun chestia asta, sânii și brațele cel puțin erau, bă, dezastroase. Erau dezastroase, erau într-adevăr brațele foarte, foarte, foarte mari înainte să mă apuc de slăbit și situația în sine apoi a fost dezastroasă pentru că pielea efectiv nu mai putea fi salvată, adică am slăbit și foarte mult cumva și prin înfometare total greșit, ceea ce nu vă recomand niciodată să faceți. Neținând o dietă dată de vreun nutriționist, pur și simplu de pe internet am luat eu câteva detalii și în fine. Ce credeți? Am hotărât după treaba asta, după ce am slăbit, am hotărât să îmi tai pielea de pe brațe și să îmi repar sânii. Chestie care, mă rog, ca idee a părut una extraordinară, dar în practică lucrurile n-au fost așa. Pentru că eu am făcut aceste două operații și mâinile și sânii s-au lăsat din nou. Practic în 2015 am făcut aceste două intervenții și undeva în 2016-2017 ele se lăsaseră la loc. Ce-i drept, eu am și început să mă reîngraș, dar practic operația la sâni a fost una eșuată. Deja două săptămâni după ce mi-am făcut această operație, sânii mei erau deja lăsați. Nu o să vă spun numele doctorului, m-ați tot întrebat chestia asta, nu o să fac chestia asta, nu o să mă apuc să vorbesc pe cineva de rău acum. Nu face sens, a fost decizia mea să merg la acest om, a fost decizia mea să mă operez la acest om. Practic, nu are niciun fel de importanță cine este acest om, dar vă recomand, dacă faceți vreo operație, vreo intervenție, vreo habar n-am ce, să vă interesați cât se poate de bine, să nu vă aruncați să mergeți unde este mai ieftin, să nu vă aruncați să mergeți unde vă recomandă celebritățile, pentru că da, eu am făcut aceste operații barter din dorința de a face lucrurile gratis și uneori lucrurile care nu costă bani în viață sunt de fapt mai scumpe decât cele pe care le plătești. Țineți minte chestia asta, îmbibați-vă bine în creier pentru că da, este reală și da, vă spun din suflet că plătiți după aia cu vârf și îndesat totul. A trecut timpul, după ce am slăbit aceste kilograme, practic am și intrat într-o relație despre care știți, care nu mi-a făcut prea mult bine psihic. Și efectiv, toată alinarea mea era în mâncare, nu mai reușeam să mă focusesc pe absolut nimic, muzică nu mai făceam, nu mergeam la sală, clar, oricum nu mersesem niciodată, nu îmi petreceam timpul decât în locuri nefaste, nu făceam decât activități care îmi dăunau, pur și simplu îmi făceam singură rău voit. Știam lucrul ăsta, era practic, totuși ca să vedeți ce creier nebun și cu ce poate să-ți facă mintea, pentru că eu mă luptam tot, mă uit în acel monitor, n-am ce să-i fac, l-am pus acolo și efectiv mă tot uit în el. Efectiv treceam prin niște stări anxioase, stări depresive, atacuri de panică, eu credeți-mă, am fost în iad și nu exagerez, nu-mi reveneam cu nimic, bine, nici n-am consultat vreun specialist, însă pentru mine, pentru sufletul meu, nu am făcut absolut nimic. Îmi era foarte rău, aveam atacuri de panică, doar mâncarea mă liniștea, nici măcar când mâncam nu mă mai linișteam și lucrurile nu mergeau deloc înspre bine.
După care s-a întâmplat acea chestie nefastă în viața mea și eu deja am explodat, aveam în noiembrie 2019, octombrie, ceva de genul acesta, 104 kg. După ce eu slăbisem de la 121 prima oară până la 57, eu în noiembrie anul trecut, nu, acum 2 ani practic, în noiembrie 2019, aveam din nou 104 kg. Eu în toată această perioadă nu am mai vorbit cu Cătălin, el atunci când m-a motivat prima oară a fost pur și simplu o motivare că, bă, mi-a plăcut un băiat și m-a respins. Între timp eu aflasem că el devenise antrenor și l-am contactat. Mi-a fost un pic jenă, mi-a fost ciudat să-l sun, mi-a fost greu să accept că am nevoie de ajutor, mi-a fost greu să accept că nu pot să fac față singură acestui viciu și acestei lupte și l-am sunat. Mărturisesc că el, când a aflat despre tragedia prin care am trecut, mi-a scris și m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor. Evident că nu m-a ajutat, nu a putut ajuta nimeni în momentul ăla, pentru că ce s-a întâmplat a fost o tragedie și da, a trebuit să trec singură cumva peste cele momente. Și l-am sunat și am spus: bună Cătălin, sunt în Craiova, o să stau o perioadă aici pentru că, mă rog, am trecut prin asta, el știa foarte clar, și aș vrea să slăbesc. Oameni buni, cei care trec prin atacurile de panică, prin palpitații, prin acele situații tragice, cu siguranță mă vor înțelege și cu siguranță se vor regăsi acum în absolut, în absolut toate spusele mele. Eu, când am mers în prima zi la sală, pentru mine a fost coșmar. A fost atât de greu tot ceea ce s-a întâmplat. A fost atât de greu tot ceea ce am făcut. Pentru că îmi bubuia inima, pentru că mă simțeam pur și simplu ca și cum urma să mor, pentru că mi-era foarte frică înainte să mor pe orice aparat, pentru că aveam deja panică doar la gândul că inima mea o să înceapă să bată repede. Nu vă zic că mergeam la cardiologi și la... Deci nu vă zic prin câte am putut să trec. Până într-o zi când am spus, bă, dacă e să mor, vreau să mor acum, pentru că eu nu mai vreau să trăiesc așa ceva. Așa că am făcut sport la intensitate maximă. Și din momentul ăla, o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de 200 de ori, am mers la sală și am zis, bă, știi ceva? Eu pot să fac asta. Am prins încredere în mine, datorită lui Cătălin. A fost foarte important că el m-a ajutat. Ce-i drept, am slăbit... Foarte repede, în primele 50 de zile, așa a apărut și dieta Slăbește cu Ana. Intrați în description box și găsiți acolo site-ul slăbeștecuana.ro, unde sunt toate dietele pe care eu le-am ținut, unde este dieta 1, dieta 2, unde sunt dieta 1, dieta 2, dieta 3, cea de menținere, cea de alăptare și cea de bodybuilding făcute de Cătălin. Slăbește cu Ana se numește și contul nostru de Instagram, unde de asemenea puteți să vedeți toate transformările tuturor celor care au ținut dieta noastră. Ceea ce vreau să vă spun este că a apărut dieta 1, am slăbit 30 de kg în 50 de zile și m-am oprit acolo pentru că a reapărut obiceiul meu sau cel puțin tentativa de a mânca pe furiș. Acum nu mai aveam practic o relație, pentru că începusem deja relația cu Cătălin după, prin decembrie, la vreo, cred că o lună de zile după ce am început antrenamentele, și acum eram non-stop împreună și cumva acest non-stop împreună pe mine mă presa. Pentru că eu, de fapt, cred că în mintea mea creasem un fel de slăbesc pentru a-l impresiona pe Cătălin sau slăbesc pentru Cătălin, chestie care era totalmente greșită. Și cumva eu făceam acele lucruri pentru el. Pentru că îmi spunea, pentru că era non-stop acolo, pentru că eu făceam acele lucruri pentru el cumva și mă simțeam presată de aceste lucruri. Mă simțeam presată pentru că simțeam că cineva mă obligă să fac niște lucruri și mâncam pe furiș. Am stat la vreo 75 de kilograme, cred că vreo 4 luni de zile. Pur și simplu nu slăbeam un gram. Pentru că mâncam pe furiș prostii. Mâncam pizza, mâncam burgeri, mâncam dulciuri, mâncam toate nenorocirile pe furiș. Mă răzbunam cumva, cred că, pe un om care de fapt mai avea puțin și își dădea sufletul pentru mine ca să-mi facă bine. Pentru că
Aici vreau să ajung. Cătălin este un om atât de implicat și este un om minunat. Este un om care face totul, totul, totul pentru mine. Bă, când spun totul, chiar face totul. Mă ajută, mă susține în absolut orice, îmi pregătește mâncarea, eu nu gătesc absolut deloc, mă antrenează. Și practic eu în sinea mea nu vedeam lucrul ăsta ca pe o chestie benefică. Vedeți, aici intervenea practic viciul, aici intervenea faptul că eu eram într-un fel de sevraj, eram un fel de drogat care avea nevoie de drogul lui în pana mea, avea nevoie de serotonină, pentru că eu o luam doar din mâncare. Și după aceea a venit pandemia. Pandemia în care eu și Cătălin am stat în aceeași casă timp de, nu știu cât a fost, o lună de zile, cât am stat închiși, nici nu mai știu exact, mă refer consecutiv. Păi, fraților, aici a apărut dieta 2. Într-adevăr, dieta 1 este o dietă, care are o perioadă de detox, o perioadă care te purifică, o perioadă care te face să slăbești super rapid, dar nu este o dietă ușoară. Și am slăbit cu ea, repet, 30 de kilograme în 50 de zile, găsiți în description box site-ul către diete, găsiți dietele pe slăbeștecoana.ro și știți deja chestia asta. Și vă povestesc acum cum a apărut dieta 2, care personal este preferata mea. Cu ea am slăbit 18 kg în 30 de zile. Vă zic acum. A venit pandemia și stăteam cu Cătălin, uite așa, non-stop. La plimbare non-stop, mă punea să fac sport în fiecare zi. Pentru mine, cumva, era și mai apăsătoare treaba că nu mai aveam cum să plec de acasă și nu mai aveam cum să îl păcălesc sau nu neapărat să-l păcălesc, să mănânc pe drum spre studio, să mănânc în drum spre filmările de la Bravo Ai Stil, să mănânc la Bravo Ai Stil. Nu mai aveam cum să păcălesc treaba asta. Pă! Și ce credeți că am făcut? Am început să mănânc în baie. Până când Cătălin a început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș. Mă rog, 200-300 de grame, vedea că mă, cum te îngrași dacă tu ții dietă? Era întrebarea lui Cătălin. Păi că să vezi că am reținut apă, păi că să vezi că trebuie să-mi vină menstruația, păi că să vezi că am dormit mai mult, niște minciuni. Până într-o zi, când am avut o discuție foarte serioasă cu Cătălin și aproape că a vrut să plece, aproape că a considerat că din cauza viciilor mele noi nu mai putem fi împreună. Pentru că el mi-a spus foarte clar, în momentul în care noi doi am început o relație, mi-a spus foarte clar că el își dorește de la mine să îmi schimb cumva această mentalitate și acest fel de a privi mâncarea ca pe un premiu, ca pe o eternă fericire, ca pe o, un motiv de a trăi. Iar eu am promis că da, fac asta, ceea ce nu făceam. Și Cătălin mi-a spus așa, eu o să plec. Ceva de genul. Băi, și nu că a spus că o să plece, și-a făcut bagajele. Și mi-amintesc că îi trimiteam mesaje și poate să confirme că trăiește, soției lui Dodi, Dorianei, care stă, ei stau deasupra noastră în bloc, și am povestit cumva, bineînțeles că eu făcusem din toți prietenii mei părtași. Toți prietenii mei mă ascundeau să mănânc la ei, pentru că eu cumva îl întruchipam pe Cătălin, le spuneam lor, de un om care de fapt își dădea sufletul și viața și inima ca eu să strălucesc și să am rezultate bune. Și practic eu le povesteam lor și îl desenam pe Cătălin și îl conturam pe Cătălin ca fiind personajul negativ din viața mea, care nu mă lăsa să mănânc, care mă punea să fac sport în fiecare zi, ca și cum Cătălin ar fi fost un om rău care practic mă învață să, nu știu, mă droghez, să beau, să mă duc să-mi joc banii la casino. Bun. Și noaptea aia, vă zic sincer, atunci pentru mine s-a produs o schimbare și cred că atunci, nu mai știu să vă zic exact data, dar cred că atunci a fost momentul în care eu mi-am dorit pentru prima oară în viața mea pentru mine să slăbesc. Pentru că am realizat că din viața noastră oamenii pot pleca oricând. Pot pleca fără ca noi să știm. Sau fără ca noi să preconizăm că o se întâmple. Și atunci am zis așa, bă, omul ăsta poate chiar o să plece. N-am dormit toată noaptea. Deci eu vă spun sincer că toată noaptea eu am stat în sufragerie și am plâns. Pentru că am dat, în mintea mea era așa, bă, pe bune, iarăși pentru mâncare, tu ai dat cu piciorul unui om care
și-ar fi dat și sufletul pentru tine. Iertați-mă că mă uit în telefon, dar sunt super mega multitasking. Și n-am dormit. Era, cred că, 7 dimineața, s-a trezit Cătălin să meargă la toaletă și m-a văzut că pur și simplu aveam ochii, vă dați seama, umflați de plâns. Și i-am spus, bă, am plâns toată noaptea, am așa, am pe dincolo. Și zic, uite care-i treaba. Nu știu dacă o să pleci sau dacă nu o să pleci. Mă rog, știu că am greșit, am mâncat pe furiș în toată perioada asta. Vreau să-ți spun că orice s-ar întâmpla eu din acest moment, o să mă lupt să slăbesc și o să mă lupt să arăt bine pentru mine. Și îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat și tot ceea ce știu. Și mă emoționez foarte mult când vorbesc despre treaba asta, pentru că, într-adevăr, chiar este ceva ce am trăit și ceva ce m-a durut foarte tare. Și mi-a promis că nu o să plece. Bă, din momentul ăla, e adevărat că o dată pe săptămână sau am moment în care mănânc, bă, din momentul ăla, pentru mine nu a mai existat mâncarea. Pentru că mi-am dat seama, de fapt, de cât de important este pentru mine acel om. Și așa a apărut dieta 2. Dieta 2 a apărut în pandemie, s-a hotărât Cătălin să-mi facă o dietă asemănătoare cu cea a lui, pentru că făceam destul de mult sport acasă. Și așa a apărut dieta 2, care, repet, mi-a transformat complet, 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 complet organismul. Bă, când vă zic complet, mâinile mele, bine, sânii nu, nu aveam cum să-i repar, mâinile mele arată super. Și așa a apărut dieta 2. Bă, m-a tonifiat, mi-a dispărut celulita. Bă, bine, și folosesc o cremă foarte mișto pe care o să o aveți și voi în curând. Dar efectiv, dieta 2 pentru mine a fost minunea vieții mele și de câte ori am o problemă și de câte ori, nu știu, mai pun pe mine sau de câte ori am perioade mai lungi, cum sunt astea sărbători în care mă mai porcesc, intru pe dieta 2 și credeți-mă, nu, deci dieta 2 este o minune. Și puteți să vă uitați și la și pe Instagramul nostru Slăbește cu Ana, unde, iertați-mă, o grămadă de oameni postează și îmi trimit feedback-ul lor. Nu. Dieta 2 este divină. Divină, divină, divină. După care a apărut dieta 3, dieta fulger. Dieta 2 și dieta 3 seamănă puțin, doar că diferă modul lor de abordare. Cătălin a făcut între timp și alte studii, în plus față de cele pe care le făcuse pentru nutriție, și a mai aflat niște trucuri și le-a adăugat în dieta 3. Practic, toate trei dietele sunt niște diete extrem de șmișto, extrem de șmechere, diete cu care eu am reușit, diete cu care sunt sute, mii de oameni care au reușit. Și sunt foarte mândră de chestia asta și Slăbește cu Ana este practic primul meu proiect de suflet pe care eu o să-l prețuiesc toată viața mea, indiferent că, nu știu, o să mai fie sau nu treaba asta de anvergură peste 5 ani. Bă, pentru mine Slăbește cu Ana chiar înseamnă mult și chiar cred că este un lucru care mi-a schimbat viața. Cătălin este un om care mi-a schimbat viața și pentru treaba asta sunt extrem, extrem de recunoscătoare și de binecuvântată. Și da, este un bărbat minunat care între timp a devenit și soțul meu și între timp m-a făcut să iubesc sportul, să nu treacă nicio zi din viața mea. Bine că mai sunt zile în care nu merg la sală, în care mă simt rău, în care mi-e lene. Foarte rare, dar sunt. Și normal, și le accept. Pentru că, până la urmă, trebuie să lași și o parte din tine să iasă cumva la iveală. Trebuie să te mai lași tu să știi de chestia asta. Bă, n-am chef. Azi am chef să stau la cafea. Ok, dacă nu se întâmplă în fiecare săptămână, dacă nu se întâmplă în fiecare zi chestia asta, poți să-ți iei o zi, două, trei, în care să faci ce vrei tu, să te simți bine, să, nu știu, să ai chestia aia de, bă, sunt ok și vreau să mă bucur de ziua asta, uite, așa cum vreau eu. Cătălin m-a făcut să iubesc sportul, Cătălin m-a făcut să înving fricile. Și atât de important este, oameni buni, să găsești pe cineva care să fie pentru sufletul tău, care să fie pentru liniștea ta, e extrem de important. Pentru că stările pe care eu le-am avut, și repet, cei care au trecut prin ele și cei care, mă rog, le-au împărtășit din păcate, știu cât de grele și cât de rele pot fi aceste stări. Și de asta vă zic să nu judecați niciodată pe oamenii care, nu știu, vă zic că au stări și pe care nu-i credeți. Nu, pentru că sunt atât de rele încât, nu știu. Cam asta e povestea mea despre slăbit. Am spus-o în mare, încă mă lupt cu chestia asta. Acum, în perioada asta, foarte bună mi este lenjeria magică. Lenjeria magică este al doilea proiect de suflet al meu,
chiar acum mă uit pe Instagramul lenjeriei magice, sunt foarte mulți oameni care comandă această lenjerie magică pentru că sunt cu adevărat magice produsele noastre. Mă refer la ciorapii magici, lenjeria magică, așa apare pe Instagram. Nu cred că se vede, bineînțeles. Că doar ce? De ce se focuseze? Adică se focusează, dar e prea multă lumină. Lenjeria magică se numește Instagramul nostru, îl găsiți în description box. Și vorbesc acum despre ciorapii magici, aceia modelatori despre care eu v-am mai vorbit în trecut. Este vorba despre niște ciorapi care efectiv îți subțiază talia, îți micșorează picioarele și îți bombează și îți ridică fundul. Ce vrei mai mult de atât? Chestia foarte mișto la lenjeria magică este că ei sunt extrem de rezistenți, că poți să-i speli, frate, și să-i porți, ceea ce mi se pare wow. Evident că am avut doar feedback pozitiv, am avut vreo 2-3 cazuri de feedback negativ, dar am discutat pe Instagram chestia asta și până la urmă nu pot fi toți oamenii mulțumiți de ceea ce faci, mai există și cărcotași, mai există și răutăcioși, îi acceptăm. Avem acolo și chiloții body sculpture, sunt niște chiloți modelatori care efectiv au o bandă din silicon care nu pică, adică îi pui pe tine și ei se lipesc, se fac, nu știu, un fel de vid, se produce acolo o situație și îi rămân fix acolo unde tu îți dorești, mai sus sau mai jos în talie, cum ai tu chef. Și bă, sunt foarte fericită pentru ceea ce trăiesc.